Luna octombrie reprezintă începutul anotimpului rece, fiind astfel momentul propice pentru administrarea vaccinului antigripal. Vaccinarea mai târzie nu este însă un capăt de țară, aceasta putând să fie în continuare benefică până chiar și în luna ianuarie. De regulă, în această lună începe anotimpul rece, octombrie, noiembrie, decembrie, cele 6 luni. În această perioadă au avut și vor avea încă diferențe destul de mari de temperatură între dimineață și prânz, nu? Elemente, modificări care duc la faptul că organismul trebuie să se adapteze, aceasta o face în circa 2 săptămâni, dar în această perioadă imunitatea lui începe să scadă. Odată cu scăderea imunității, crește receptivitatea pentru apariția virozelor. Dacă populația respectă un comportament alimentar de mișcare, de acoperire cu toți nutrienții alimentari și își păstrează o imunitate bună, va fi aptă să facă față acestor schimbări. Tranșele de vaccin antigripal sunt și ele stabilite în funcție de niște criterii. Astfel, prima tranșă are ca scop asigurarea numărului de vaccin antigripal pentru grupele la risc de a face bolile respectiv, și anume copiii, persoanele peste 65 de ani vârstnici și persoanele, indiferent de vârstă, care prezintă afecțiuni cronice, respectiv respiratorii, cardiovasculare, metabolice, diabet, zaharat, intră aici, afecțiuni psihice. În următoarele tranșe se va asigura cantitatea de vaccin antigripal conform catagrafiei stabilite de medicii vaccinatori, astfel încât să se poată asigura necesarul de vaccin. În Mehedinți, vaccinul antigripal a ajuns de curând și urmează să fie administrat persoanelor vulnerabile. Pentru prima tranșă, județului nostru i-au fost atribuite peste 30.000 de doze de vaccin.